Galeriile Muzeului de Artă Vizuală Galați găzduiesc din această săptămână expoziția Ioan Simion Mărculescu, In Memoriam, un omagiu adus celui care a fost și director al muzeului în perioada 1990-2001. Un veșnic explorator al culorii, formelor și trăirilor intense, Ioan Simion Mărculescu ne provoacă la descoperirea unui univers artistic cu multiple dimensiuni în expresie, în care se regăsesc tușele pop art, dar și cele ale cubismului, constructivismului sau arte abstracte. Artistul reușește din tușele de penel să ne facă să simțim ritmul de jazz, în alte ipostaze simțim accentele rock, iar eternul cotidian îl regăsim transfigurat sub forma unei puzzle de impresii și sentimente. Este acel pictor care îmi spunea la un moment dat, apropo, iarăși o mică paranteză, îmi spunea la un moment dat, Miroane zice să nu treacă vreo zi fără să miroși culorile, fără să vorbești cu propriile lucrări, că dacă va trece, aceea va fi o zi pierdută. Drept pentru care, zice, eu și atunci când nu mă duc să lucrez, tot mă duc în atelier. Ioan Simion Mărculescu reușește să ne uimească prin multitudinea fațetelor artistice, fie că e vorba de pictură, artă fotografică, grafică publicitară sau scenografie. El este și cel care a dat Muzeului de Artă Vizuală Galați forma conceptuală pe care o cunoaștem astăzi. Este fondatorul Muzeului de Artă Vizuală. Practic, el a schimbat denumirea din Muzeu de Artă Contemporană în Muzeu de Artă Vizuală, dându-i o conotație mult, mult, mult mai largă. Pentru că, pentru MIS, eu îmi permit să spun MIS, am fost crescut de el. Așa. Pentru că, pentru MIS, arta însemna mult mai mult decât imaginea. Însemna tot. Însemna vizualul mișcării coregrafice, însemna vizualul mișcării scenice, însemna vizualul mișcării muzicale și așa mai departe. De asta denumirea de Muzeu de Artă Vizuală. În luna aprilie se împlinesc 20 de ani de când Ioan Simion Mărculescu a părăsit această lume, devenind un artist printre îngeri.